Salut, Bejer. Salut, salut. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Să știi că ai o mașină foarte frumoasă și deosebită. Deosebită mă refer, în general, ne obișnim să vedem miniuri prin oraș, miniuri normale. Asta este un mini mai masculin, ca să spunem așa. Exact, asta spun și eu la toată lumea, că nu e mașină de fată, toată lumea se uită, dar e un mini, spune că e fată, dar nu, John Cooper oricum este pentru o fată. Exact, asta este, din câte știu eu, practic cea mai puternică versiune a lor, nu? Exact, da. Da? Are 231 de cai. 231 de cai într-un motor de 2 litri. Da, cu două turbine. Cu două turbine? Da. Am înțeles. Bun. Pentru cei care se uită la noi și nu știu, John Cooper Works este practic o divizie de tuning pentru Mini. Da. Exact cum sta ING-urile pentru Mercedes, Abarth pentru Fiat și așa mai departe. Da, Empower pentru BMW. Da, e înainte, acum ceva ani, ca să poți să iei un Cooper Works, trebuia să-ți duci Mini-ul la ei și să-l modifica ei și avea o notă de plată destul de mare la final. Da. Ei acum de câțiva ani, mai exact din 2007, BMW a cumpărat John Cooper Works. În 2000, scuze. În 2000, nu? 2000. Cine știe mai bine. Da, BMW a cumpărat Mini. Și acum poți să iei din fabrică, așa. Exact. Practic este vârful de gamă. Exact. Ca și așa. Plus, sunt puține lume care știe asta, că după John Cooper Works mai vine o firmă de tuning, care tot ține de John Cooper Works, se numește John Cooper Works Pro. Pro? Da. Uite, asta nici nu știa. Da. John Cooper Works Pro și modifică puțin designul de afară, chip pentru putere mai mare la motor și toba cu Bluetooth, cu valvele cu Bluetooth. Valvele controlate electronic. Da, da. Da, da, am înțeles. Și asta e cum, așa cum e în performance pentru BMW, este un John Cooper Work Pro pentru Mini. Am înțeles. Din câte știu, John Cooper era un pilot legendar al celor de la Mini, nu? Nu, era omul care a făcut el primul Mini, a modificat primul Mini și da, a făcut-o pe numele lui. Și aha, după aia a venit băiatul lui și a pus numele la firmă. Cooper, da, cheamă, da, da. Și a făcut firma pe numele tău. Am înțeles. Ce vreau să întreb? Mașina are destul de mult cai putere, dacă stai să te gândești, da, pentru o carosie atât de mică. Da. Prinde 0-100 cu 6 secunde. Cred că Mini a rămas singura companie la momentul actual care, știi că acum e moda downsizing, se numește, da, motoarelor din ce în ce mai mici. Exact. Ei sunt singuri care au crescut motorul. Din 6 l-au făcut 2. Da. Oricum, majoritatea dintre puținele mărci. Da, da, nu, majoritatea acum se axează pe 4 cilindri de 2 litri. Exact. Și AMG-ul la fel, are a câștigat numărul 1 cu motorul 4 și 6. Exact. Dacă stai să te gândești, din motorul, fostul motor al ei, adică de 1.5, 1.6 cât erau exact. Da. BMW folosește pe i8, o 231 de cai. Deci se putea și aici, dar ei au preferat să facă puțin mai mare, da. Păi, ca are problema toată lumea în Europa în general cu taxele de impozit și taxele anuale. De asta toate fabricile de mașini încearcă să facă cât mai mic motorul. Wow, ăsta este sunetul ei? Da, oricum. Acum dacă punem și cutia pe sport. Să spunem cutia pe sport. Acum dai. Accelerează și lasă piciorul. Lasă. Wow, da. Sunt zăit ăsta din și ăsta este eșapamentul stock. Stock, da. La John Cooper Work Pro se aude și mai tare și poți să deschizi valvele oricând. Acum am se deschide doar la deci modul sport. Mașina asta chiar este distracție acum. Da. Bine, are și launch control. Mașina are launch control? Da. Facem și un launch control. Wow, deci mașina asta chiar trage. Oricum, când vine mașina, dacă nu știi ce mașină sincer vine, spune că e exact ceva sport, super sport, nu știu ceva sport. Exact. Păi sincer să spun, nu mă așteptam să trag așa. Știu, asta. Știu. Este prima oară când conduc un Cooper Works. Am mai condus mini normal, mini S am condus, da. Cooper S. Da, chiar dar diferența nu, e altceva. Adică S-ul are 193 de cai. E total altă mașină. Da. Are 193 de cai și asta are 131. La diferență este foarte, foarte mare. Wow. Știi că ei au modificat inclusiv cilindrii la asta nouă. Pistoanele au pus. Da. Și turbine se modificate și toate. Oricum, mașina pot lejer să duce până în 300 de cai. Știu, nicio problemă. Știu asta, da. Problema lor mare a Mini-ul în general, de când am mers cu Cooper S, erau frânele, se încingeau foarte repede. Eu am văzut că au rezolvat și problema asta, le-au pus Brembo, da. Da. Și Brembo și discul mai mare. Wow.
wow. Da, nu, știu, știu, cine conduce. Deci, și eu, știi de ce am cumpărat mașina asta? Te zici cu ea? Nu, deci, am. Eu nu știam de mașina asta. Când a apărut în 2015, a luat un prieten de-al meu. Și mașina a rămas la mine, efectiv, vreo o lună de zile. Și fiindcă a rămas o lună de zile, am conduce zile. Da, nu, m-am drăgostit de ea și am zis, într-o zi o să iau și pe asta, să-l am. Că chiar este, oricum, mașina asta este numărul, adică, e cel mai fan mașină. Da, da, chiar este. Așa este. Chiar este. Da. Și oricum se zice, știi că se zice o vorbă mini, o mașina mini în general o cumperi cu inima, se zice. Nu știam, acum, da. Adică cei care iubesc mini, iubesc marca în sine așa cum au rămas ei, da, dacă da, observi. Da. Bine, și oricum, pentru mine este un BMW, doar cu sticlă de mini. Corect. Asta am observat că când mergem puțin mai încolo, se transformă într-un metru, nu? Da. Ture de motor sau când ai sunerie mai tare. Sau când schimb temperatura, se schimbă culorile. Deci se modifică în... Am înțeles. Cutia câte trepte este? 6. 6 trepte, dublu amreaj? Nu. Nu, normal. Simplu. Da, simplu. Am înțeles. Eu am așteptat să fie 8, să fac 8, cred că la un următor motor sigur o să fie de 8. Ca BMW are cutia respectivă. Da, da. Te-ai gândit vreodată să modifici mașina asta? Da. Și? Am și întrebat de piese și așa. Sincer, acum pe ce am merg cu ea, nu cred că ai nevoie. Nu e nevoie, da. Până la urmă, ea e concepută să fie o mașină de oraș. Bine, am modificat eu doar niște chestii la faruri și la stopuri în spate. Am și urmează doar toba am vrut să-l schimb. Doar să am sunetul și la pe modul... La ce sunet ai acum? O să fie și mai tare și mai frumos. Știu, dar la un moment dat știi, cu sunetele astea prea... E deranjant, da, știu. Da, devine deranjant și pentru tine și pentru cei din jur. Exact, exact. Și oricum pentru e ok că poți să le controlezi, nu? Mm-hmm, da, 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 da. Da. Oricum, dacă merge pe modul green, nu se aude deloc, deloc. Știu asta, da, 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 da. Observ că ai și padele, da? Montate pe volan, nu sunt pe... Da. Pe volan și ca orice mașină. Sunt la fel și la BMW, sunt da, la fel și da, de obicei mașinile știi mai bine aici montate pe... Da, nu, nu, nu. Da, bine, alte mărci. Da, să știi tot timpul unde sunt padelele poziționate când ai pe circuit cu ea. Ai fost pe circuit cu mașina? Nu. N-ai fost niciodată, nu? Mm-hmm. Știi că au un timp destul de bun pe circuit mașinile astea. Am fost, dar nu cu mine, am fost cu M4, cu M6. Am înțeles. Deci cu mașina asta n-ai cum să te apti să nu se audă tobele astea. E puțin ciudat. Ce îmi place în general la marca Mini este că au păstrat în continuare același interior. Da, cât de cât. Modelul. Modelul, da. Exact, da. Rotundul asta care întotdeauna au exact, avut-o. Exact. Și înainte să cumpără BMW în 2000, Mini Cooper-ul, tot avea aceeași formă. Ce am observat, mi-ai spus, mașina nu are, practic nu are unde să bagi cheia, nu? Da, nu are, are keyless go, asta e cheia. Și dacă vreodată, doamne ferește, rămas fără baterie, cum o rezolv problema asta? Bine, se poate scoate cheia de aici și se deschide de acolo. Am înțeles, am înțeles. Și cheia asta eu am cumpărat de la John Cooper Work Pro, plasticul asta care vine modificat pe ea cu carbon fiber și cu roșu. Asta e cumpărată separat. Da. Da. E, înseamnă că chiar îți place mașina asta și îți pasionat de marca asta, nu? Eu sunt cu BMW în general. Întotdeauna, adică prima mașină care am cumpărat-o am avut o BMW și tot timpul am ținut să am BMW. Bine, am și alte mașini pe lângă, dar tot timpul îmi place BMW-ul. Și oricum, eu v-am zis și mai devreme, la mine asta, pentru mine e un BMW mic, doar cu o altă sigla. Da, da, da. Da. Știi cum e cu mine asta, am zis că le cumperi cu inima. La mine ori îți place, ori nu îți place. Exact, exact. Nu există între oameni. Da, oricum, am observat în România că lumea nu prea cumpără și când am fost pe la evenimente cu Mini Cooper, am văzut că toată lumea se plânge că nu prea se vinde, mai ales în Constanța. Nu știu de ce. Wow. Da, nu, mașinile face niște lucruri care nu așteptai la ele. Asta vreau să spun. Da, da, știu. Deci, când zici mini, în general, nu te aștepți să fac așa. Oricum, când spui mini, te gândești la Mr. Bean. Nu. Băi, să știi că, cred că aia a fost cea mai mare reclamă reclama făcută vreodată la mini. Nimeni, cred că n-a reușit vreodată să fac o reclamă mai bună ca aia. Exact. Și nu ne știa de mine dacă nu eram Mr. Bean. Da. Bun, acum să spunem și
cealaltă parte. Cam cât costă o mașină ca asta? Mașina... Că orice distracție vine cu un preț. Da, normal. Oricum, de asta nici nu cumpăr lume, ca mașina asta e scumpă. Ca mașina e vreo 40... Bine, ajunge până la 48.000 de euro. 48.000 de euro? Da, și la 48.000 de euro, sincer, la mâna a doua poți să iei orice mașină. Cam orice mașină, dar da. Poți să iei și un M. Și un M5, și un M4, și un M6, orice mașină poți să iei la sumă. Așa este. Da, de asta lume, cred, nu cumpără foarte mult în România. Bine, eu zic în România, că în alte țări am văzut că folosesc mult. Da, păi în afară, nu știu la noi să nu vorbesc prostii, dar în afară sunt cluburi de exact, proprietari de mini. Da, 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 da. Exact. Și da, sunt da, foarte mulți. Sunt. Exagerat da. De mulți. Da. Și cred că prețul la mașină, adică de axa nu cumpără lume, că e scumpă. Da, așa este.